Potrivit IPJ Gorj, tânărul a pătruns în apartamentul situat la parterul blocului pe o fereastră lăsată deschisă, iar din interior a sustras mai multe bunuri, un laptop și suma de 500 de lei. Cercetările continuă pentru probarea întregii activități infracționale a tânărului. La data de 19 septembrie anul curent, poliția orașului Rovinari a fost sesizată de o tânără de 22 de ani din localitate cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns în apartamentul acesteia din orașul Rovinari, unde au sustras mai multe bunuri și o sumă de bani. În urma cercetărilor efectuate de polițiști, a fost identificat un tânăr de 29 de ani în orașul Rovinari, asupra căruia a fost identificate o parte din bunurile sustrase. În fapt, s-a stabilit că tânărul a pătruns în apartamentul situat la parterul blocului pe o fereastră lăsată deschisă, iar din interior a sustras mai multe bunuri, un laptop și suma de 500 de lei. În cauză s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.